Vreau să citesc un text din Scriptură. Știu că în general ne ridicăm în picioare, dar acum mă gândesc că e un singur verset și să nu vă mai ridic și să vă pun, să mai facem o foială. Așa că aș vrea să auzim versetul ăsta din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 12. 11 septembrie. 11 Matei, versetul 12. Pagina în Biblie 935. Un verset foarte cunoscut. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Amin. Am urmărit cu multă atenție, cred ca și dumneavoastră, felul cum a curs seara asta. Era foarte important pentru mine să văd că este un fir care merge așa neîntrerupt, ca să-mi acordez inima mea cu inima lui Dumnezeu. Și am văzut fratele la timpul de rugăciune, a dat un îndemn prin care ne-a vorbit cu insistență despre valori. Și am realizat, n-a fost greu, că există un sistem de valori promovat de Dumnezeu și de lumea Lui prin Scriptură, și există un alt sistem de valori, sau așa zise valori, pe care le promovează și ne batem toată ziua de ele, lumea și societatea în care trăim. Undeva între cele două se găsește Gabi Zăgrean, dar și dumneata. Și în fiecare zi eu trebuie să aleg. Iar alegerile astea nu sunt ușoare. Alegerile astea sunt complicate, pentru că presiunea este foarte mare din cauză că cei mai mulți aleg sistemul lumii. Dacă ar fi invers, ar fi nițel mai ușor. Dar deodată, dacă toată mulțimea se împing într-o direcție, Iisus spunând asta, că așa va fi, cei mai mulți vor începe să intre pe o poartă largă și vor merge pe o cale lată, iar ceilalți rămân într-o minoritate. Și atunci nu este simplu. Dumneavoastră, stimați tineri, știți cât de greu este să faci față presiunii grupului. Cei mai mulți fac asta. Și e foarte greu să alegi tu să te desprinzi din ce fac cei mai mulți. Și să faci notă discordantă și separat. E foarte dificil ca familiști să luăm valorile Dumnezeu și ale Scripturii, când cele mai multe familii din preajma noastră, de pe scara noastră, de pe strada noastră, au taman alte direcții. Iar eu deodată să fiu atât de puternic, atât de echilibrat, atât de înțelept și de inteligent, încât să spun nu acestor valori care până la urmă sunt gunoaie și toate sunt perisabile și se duc, și să spun cu toată convingerea da valorilor lui Dumnezeu. Cum voi face asta și cum am făcut asta și cum faceți asta, fiecare ne știm până unde am făcut și cât n-am făcut. În această seară, Iisus Hristos mai face un gest. Mai aruncă între noi o valoare, zic eu cea mai mare, esențială. O aruncă în vremea aceea, în generația la care vorbea, și acum o aruncă și în Biserica Mărăști din Cluj. Și spune, cel mai important lucru care ar trebui să te intereseze, în vremea asta ar trebui să fie împărăția cerurilor. Spune-mi amin. Asta considera Hristos că e cea mare valoare pentru oamenii care l-ascultau. De aceea Iisus Hristos a predicat cel mai mult despre împărăția cerurilor, despre împărăția lui Dumnezeu, și a proclamat cu autoritate împărăția sa, și a explicat împărăția, a ilustrat împărăția sa de nenumărate ori pentru fiecare minte. Ca nimeni să nu spună vreodată, Doamne Iisuse, eu aș fi vrut să ajung în împărăția ta în cer. Eu n-am priceput nimic din predica ta. Atunci s-a dus și le-a spus, uite, împărăția asta seamănă cu o sămânță. Și cei care lucrau în zona aia agricolă, a zis, da, pricep. Pentru cei care le-a plăcut aurul, argintul și comorile, a zis, împărăția se aseamănă cu o comoară, cu un mărgăritar de mare preț. Și când omul ăsta care știe ce înseamnă mărgăritarul de mare preț îl găsește, este capabil să renunțe la tot ce are, îl ia și este fericit și bucuros. Așa că deodată Hristos a aruncat între noi o mare valoare în seara asta.
Nu știu câți dintre noi vom avea capacitatea încă o dată să ne analizăm ce vrem de la viață și printr-un act de voință puternic, prieteni, frați și surori, ne vom testa încă o dată, de fapt, ce avem în mână și în noi și ce iubim și în felul acesta să fie o seară de neuitat pentru inimile noastre. Nu știu. Mă rog, Duhul Sfânt, dincolo de puterea mea, Duhul Sfânt să cerceteze, să pungă orice inimă în seara asta. Pentru toți care citiți Biblia, și cred că o citiți, că sunteți o biserică care iubiți Scriptura. Toată Biblia, am înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu care tot timpul a fost un altruist. Tot timpul a dat. A dat pe Fiul Său, s-a dat pe sine însuși. Apoi și-a învățat ucenicii Lui și ei să facă la fel. Să se scuture de egoism. O boală grea. Să nu fii egoist niciodată. Ci întotdeauna când te uiți la aproapele tău, să-l vezi mai puțintel mai presus decât tine. Când îl vezi, spui, poftiți în față. E mai greu azi, nu? Te las pe tine. Și El ne-a invitat pe toți creștinii să începem să gândim ca El. Adică ca și Scriptura. Foarte ciudat înseamnă asta. Că ceva de data asta se schimbă în acest verset. Deodată Iisus Hristos nu mai spune fii gentleman când e vorba de împărăție, ci spune, știi ceva? Acum nu mai stai după nimeni la coadă. Când vezi împărăția, acum intră în față, nu te mai întreba, bă, are 80 de ani, lasă că mai am timp, mai am vreme. Nu! Acum când vezi împărăția, aruncă-te deodată și pune mâna pe ea. Acum nu mai e timp de așteptări. Acum e culoarul tău, e momentul tău, e seara ta, e ziua ta bună. Acum aruncă-te și pune mâna pe această împărăție. Acum nu mai stai la coadă. Am văzut oameni cum merg la evangelizări, care poate că e a patrulea an în care mă duc în aceeași biserică la evangelizare și deja am învățat și prietenii din biserică. I-am văzut, uite, pe doamna, i-am văzut-o și anul trecut. Uite pe domnul ăsta, l-am văzut și acum 2 ani. Tot acolo sunt. Nu s-au pocăit. Pentru că n-au priceput și tot așteaptă. Iisus spune de data asta, când e vorba de împărăție, nu mai trebuie să stai la rând. Du-te, bărbate, pochește-te, tu, ca, băi, încet, oi veni și eu. Du-te, soție, tu la biserică, că eu stau acasă, las că eu mă duc luna viitoare. Ne trimite reprezentant spre Dumnezeu. Lasă, mergi, eu sunt un gentleman, eu mai stau, eu mai chipzuiesc. Iisus spune, nu merge așa. Dacă vrei cu adevărat și crezi că împărăția lui Dumnezeu este cea mai mare valoare, atunci nu mai sta la rând. Bagă-te în față, aruncă-te și pune mâna pe ea. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne la asta! Când gentlemanii sunt în bisericile noastre și în orașele noastre, spun, nu, eu stau, eu aștept. Ce aștept? Aștept să vină deodată să-ți bată la ușă moartea și spune, s-a încheiat! Și spui, acum vreau să mă pochez, prea târziu! Am de zile avut vreme! Ani de zile am pus în fața ta cea mai mare comoară, împărăția mea, și nu ți-ai stat, ai stat și ai stat și ai stat, ai stat și ai amânat și uite, deodată secera este lângă tine să te taie de pe pământul ăsta. Ce faci? Seara aceasta nu este o seară oarecare, este o seară glorioasă în Dumnezeu, în harul Lui și prin puterea Evangheliei spune cea mai mare comoară în față. Mă întreb de la început, oare vei pune mâna pe ea? Am mai citit ceva despre Dumnezeu în Biblie. Și de multe ori în biserici, când este puțin haos, se ridică păstorul în general, nu? Și zice, atenție, oameni buni și frați și surori, Dumnezeul nostru este Dumnezeu rânduieli. Stai cu minte în banca ta. Și toți spunem, da, Dumnezeu e Dumnezeu rânduieli și nu acceptă haos și toate lucrurile trebuie să fie puse la locul lor. Așa e. De data asta, Hristos indică haos. Nu-i ciudat? Și spune, acum, eu pun împărăția între voi, că a vorbit foarte plastic și foarte clar, pune împărăția între voi și de acum voi trebuie să vă aruncați și numai la care dă năvală poate pune mâna pe ea. Dacă deodată aici ar fi o comoară în fața noastră, hai să zic, vreo 2 roabe așa bune de bagnote de 500 de euro. Și ar veni pe ușa aici cineva, nu vă uitați că nu vin, da? Ne imaginăm. Și le aruncă toate aici sau acolo jos. Și spune, acum nu este tabel, nu stăm la rând să le luăm, nu este nicio disciplină. Deci va fi bagnotele, banii pentru cei care cred că au nevoie de ele și cei care se aruncă pe ele, primul sosit, primul servit, ia și pleacă. Năvala te poate duce în posibilitatea să iei o bagnotă, două, trei,
de valori de astea și să pleci acasă fericit. Dacă tu stai gură cască, tot te uiți, apă, las că eu rămân la urmă. Rămâi, știi cum rămâi. Mi-am imaginat că aici sunt mulți prieteni de-ai mei care îi cunosc din anii ăștia, oameni de afaceri. Mă gândeam că dacă ar fi așa cu euro, cu bagnotele, ei s-ar arunca primii și ar spune, dar nu-i drept, că săraci trebuie să arunce. Nu, pentru că dumnealor au nevoie de bani cash, tot timpul îi aud. N-am bani. Noi restul trăim fără, dar dumnealor au nevoie ca să-și ducă afacerea mai departe, că până la urmă și noi depindem de dumnealor. Domnul să binecuvânteze toți oamenii de afaceri din Mărăș, din Cluj. Amin. Și data aș vedea aici o bulzară grozavă. Nu cred că eu, frate Dorel și frați păstori, ar trebui să vin să fac chemare. Fraților, vă rog să veniți să puneți mâna pe bani, că sunt pentru voi în seara asta. Și ne ridică mâna. Noi îi luăm așa, frate Gabi, nu le zice din prima, mi-au zis alții, că doar să pocheau de la prea tare. Trebuia să spui prima dată, ridici mâna, după aia încet îi manipulezi așa și îi aduni și până la urmă vin în față. Și noi încercăm prin toate posibilitățile oameni buni, cumva să vă determinăm să vă pocăiți și să ne pocăim, să venim la Domnul. Și noi nu vrem. Nu, de ce să mă pochez eu, că eu-s bine. Dar de ce am nevoie de asta? Dar de ce avem nevoie de asta? Dacă ar fi valorile astea pământești, apropo de sistemul de valori răsturnat, deodată, nu știu ce, de la balcon ați avea un mare de serviciu în seara asta. Și bă, de ce nu m-am pus și eu în sală? Dar nu mi-au spus. Deodată cred că toți ne-am aruncat și toți am fi acolo în centru. Oameni buni, dacă am pune mâna, nu știu, pe roaba întreagă, poate că unul ar fi mai isteț și spune, mă, eu nu mai stau după bagnă, iau roaba și plec pe ușă cu ea. Ar fi grozav, să-i domnesc bogat deodată. Cineva spunea ieri, dacă Dumnezeu mi-ar da 1.000.000 de euro, era cu nevastă sa în microbuz, eram în Dobrogea, prin Năvodar, să predicăm Evanghelia. Dacă mi-ar da Domnul 1.000.000 de euro, am zis cu nevastă mea că am fi cei mai nenorociți oameni. Și începeam să cred. Păi ce facem noi cu 1.000.000 de euro? Deja în momentul ăla eram terminați. Ascultați-mă. Dacă valorile astea de pe pământ, care sunt între ghilimele valori, și deodată dacă după ce ți-ai la roaba și ai ieșit afară, te împiedici, dai cu capul din stâlp și mori, și vine altul și îți ia roaba, spui, după ce s-a străduit ăsta toată seara să ducă până acolo? Și eu spun, nu știu. Dar dacă între noi în această seară, nu Gabi Zăgrean, nu pastorii din Mărești, nu preoții, nu o religie, Iisus Hristos, Domnul Împărăției, aruncă împărăția aici între noi în Mărești și spune, cine vrea să dea năvală, poate să pună mâna pe ea în seara asta. Între noi este cerul, este mântuirea, este veșnicia, este șansa ta de a intra acolo de unde se cânta ultima cântare, în raiul și în cerul lui Dumnezeu. Din toată inima, bunul Dumnezeu să stârnească gelozia în noi. Eu așa aș vrea să văd în seara asta că toți vom da năvală și vom pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Și când vom pleca acasă, tot timpul, bă, dar ce ai de ești altfel? Și am pus mâna pe ce? Pe ce ai pus mâna? Intru în comite, nu? Păi ce ai pus mâna? Am cântat seara asta. Păi ce ai pus mâna? Am prins și eu amvonul seara asta. Păi ce ai pus mâna? Am stat în primul rând. Păi ce ai pus mâna? Bă, mi-a plăcut aia. Păi ce ai pus mâna? Am pus mâna pe Dumnezeu și pe mântuire. Am pus mâna pe cer și cerul este în inima mea. Din toată inima, glorie lui Iisus în veci. Din toată inima, glorie lui Iisus în veci. Iisus indică, nu mai fi gentleman când este vorba de mântuirea ta, pentru că asta de fapt este o auto-înșelare. Las că eu vă las pe voi, las că eu vin la urmă. S-ar putea la urmă să fie ultima stație iadul. Alții sunt, nu, eu sunt disciplinat, eu asta nu mă arunc așa deodată. Iisus spune să te arunci. Și de ce e toată mișcarea asta? Pentru că până la urmă, aproape că imaginez că deodată ne batem toți cap în cap aici în față. Că asta ar însemna năvală. Dacă toți ne aruncăm aici pe ceva, cu siguranță câțiva plecăm cu capetele sparte de aici cu sânge pe față. Dar măcar în mână, ca pe timpul comunismului, avem o franzelă. Am luat franzelă, am luat zahărul. În această seară nu ni se vor sparge capetele, dar vom pleca cu adevărat în inimile noastre cu împărăția lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează-ne! În al treilea rând, acest mod de a vorbi Iisus despre împărăția Lui arată urgența extraordinară, că nu trebuie să mai scap printre degete seara asta. De-aia trebuie să dai năvală. Că împărăția asta nu este în permanență la dispoziția ta, s-ar putea mâine să nu mai fie. Am vorbit de o poartă deschisă, de cer, de har, de iertare, de cruce, de mântuire. S-ar putea ușa aia, harul, a iertării, a bunătății lui Dumnezeu să se închidă. Dar cum spune Scriptura, ți-am pus o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, dar care atunci când se închide, spuneți dumneavoastră mai departe, nimeni nu mai poate deschide. Că doar 120 de ani Noe tot a dat din gură și a iertat în viața lui că există o perspectivă alta pentru lume, dar cine l-a băgat în seamă?
Dar după 120 de ani, când Dumnezeu a închis ușa corabiei, vă imaginați cum mulțime de oameni a zis: Doamne, deschide-ne, deschide, eu sunt prietenul tău de școală, eu sunt cel de care ne-ai vorbit de Domnul, de Hristos, de asta, cred că va veni ploaie, uite, văd apă, văd aia, deschide că vreau să intru. Știi ceva? N-am deschis eu ușa și n-am închis-o eu, altcineva a închis-o, Dumnezeu. Dar nu mai poate, vorbești cu El. Și Dumnezeu a zis: gata, s-a încheiat. Harul se poate încheia, dar seara asta închis-o, o seară de har. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, exact cum am anticipat, trebuie să dai năvală, să pui mâna pe ea, a avut dreptate Domnul, pentru că nu știi dacă mai trăiești până mâine. Dacă nu mai știi că să trăiești până mâine, de aceea te gândești să pui mâna pe împărăție duminica viitoare, că am înțeles că vreo două luni seara aici evanghelizare. Lasă că duminica viitoare pune mâna. Nu știu dacă mai pui mâna. S-ar putea alții să spună mâinile așa. Așa că deodată, problema pe care Iisus o lansează aici este una foarte clară, foarte concretă, foarte directă, foarte personală și foarte urgent. Nu există nicio negociere, niciun dialog aici. Toți Sfinții Dumnezeu care au priceput versetul ăsta s-au mântuit pe loc. Vino după mine, Matei. Lasă, Doamne, că trebuie să rezolv cu vama, cu asta. Trebuie să fac contabilitatea, trebuie să rezolv. Dar nu a lăsat toate de avalmă aici. A lăsat totul și a mers după Iisus. Domnul să te binecuvânteze să fii ca Matei în seara asta, oricine ești. Așa că întrebarea este: am pus noi mâna pe împărăția lui Dumnezeu? Că predica asta nu e doar pentru prieteni în seara asta, cred. Am pus noi cu adevărat mâna pe împărăția lui Dumnezeu? Știu că nu vă întreb în seara asta dacă ați pus mâna pe o religie. Că sunt convins că toți am pus-o, cu toată puterea noastră. Unii ați pus mâna pe religia ortodoxă. Și vă uitați ce are predicatorul cu mine. Alții poate că ați pus mâna pe religia catolică. Înseamnă, spun oameni, prietenii care i-ați adus, cu noi are treabă. Nu am treabă și cu mine. Poate alții am pus mâna pe religia penticostală. Și ne ținem de ea și am văzut care s-au ținut de ea, n-aveau treabă cu Biblia, ei cu ea. Să nu îi iei din mână, să nu îi smulgi. Că dacă smulgi religia lui și gândirea lui și mentalitatea lui și formele în care el s-a născut, de fapt spui: bă, mi-ai luat cerul, dar nu i-ai luat nimic. Și mai mult decât să țină la împărăție, ține la religie, cu dinții de ea. Suntem gata să ne sfârtecăm hainele, cămășile. Nu, eu sunt cu ăsta, eu sunt cu celălalt. Eu gândesc așa, eu gândesc așa. Frații mei iubiți, nu vă întreb dacă ați pus mâna pe o organizație, pe o religie. Vă întreb în această seară, în numele Domnului, cum mă întreb pe mine: am pus noi cu adevărat mâna pe împărăția lui Dumnezeu? Haideți să avem câteva răspunsuri. De fapt, va fi un fel de test, extrem de simplu, da? Din Biblie. Și ne vom analiza de la primul până la ultimul. Pe ce am pus noi mâna, de fapt? Pe împărăția lui Dumnezeu cu adevărat? Sau am pus mâna pe o anumită gândire care nu are legătură concretă și directă cu împărăția lui Dumnezeu? Și mergem în Romani, în capitolul 14, și citim versetul 17. Un verset la fel ca și primul, foarte cunoscut de fiecare dintre noi. Uitați ce spune Apostolul Pavel aici. Ca un răspuns la unii oameni care au confundat împărăția lui Dumnezeu cu ceea ce este ea și ce nu este. Și uitați ce spune aici. Atenție! Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Sunt o grămadă de oameni care cred că au pus mâna pe împărăția lui Dumnezeu și leagă manifestarea acestei împărății lui Dumnezeu în ei și în crezul lor prin prosperitatea materială de care au parte, adică o legătură directă cu stomacul. Și spun: da, prin simplu fapt că nouă ne merge bine și asta înseamnă că Dumnezeu este cu noi și noi suntem cu Dumnezeu. Și s-ar putea o parte să se înșele amarnic. Și în final să-și dea seama că ei n-au pus mâna pe împărăția adevărată, condusă de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Iisus Hristos Domnul. Și Iisus a avertizat o ceată de oameni care au gândit așa cu privire la El și au vrut în ziua aia să-L facă împărat. Și au zis: împărăția ta o vrem. În Evanghelia după Ioan, Iisus s-a întâlnit cu această ceată de oameni imediat după înmulțirea pâinilor. Vă aduce aminte de pasajul ăsta? Și după ce a înmulțit pâinile, Iisus a dispărut, a plecat cu ucenicii pe mare și toți au fost buimălciți, cei care s-au umplut stomacul de pâinile înmulțite, buimălciți, și era foarte frumos, că tot întrebau în stânga-dreapta: n-ați văzut pe Domnul? Bă, voi pe cine căutați? Pe Domnul Iisus! Grozav! Să vezi tot Clujul în mișcare, tot cartierul ăsta Mărăști în mișcare, se întreb pe oameni: bă, pe cine căutați? Pe Iisus, pe Iisus, pe Iisus. Eu nu întreb de ce îl căutați, eu întreb atât: pe cine căutați? Pe Iisus, pe Iisus. Dar suntem mulțumiți dacă găsim și pe ucenicii lui. Nici Iisus, nici ucenicii nu sunt. Unde sunt? Stânga, în dreapta. Cum vine un fir
o sursă la ei și le spune, a trecut cu corabia, au trecut lacul dincolo. Găsesc corăbii, cheltuiesc bani, să duc, îl găsesc pe Domnul. Și ce crezi când l-au găsit pe Domnul? Ce a spus? Doamne, am venit să ne închinăm, să te iubim. Ce trebuie să facem? Cum trebuie să te urmăm? Care este dorința ta pentru viața mea, pentru familia mea, pentru tinerețea? Care sunt valorile pe care eu trebuie să le accept ca să-mi schimbe mintea și viața? Au zis, Doamne Iisuse, la ce oră ai sosit? Astea sunt întrebările superficiale și banale care arată o mulțime de oameni care se declară creștini, care de fapt n-au nicio legătură cu Dumnezeu, cu Biblia și cu inima lui Iisus. Îi pun întrebări de doi bani. Doamne, dacă ai putea să fie ca un horoscop, să-mi spui cât voi trăi, cât voi câștiga, cum va merge asta, cum va merge celălalt, făcând din el orice altceva ce de fapt nu este el. Pentru mulți, Iisus este un fel de bancher, este un fel de servitor, este unul care trebuie să ne umple portofelele noastre, frigiderele noastre, garderobele noastre, să ne schimbe costumele, să ne schimbe aia, un fel de om de serviciu care zi și noapte trebuie să fie lângă noi, că asta e treaba lui. Și Iisus a uitat la ei și în loc să fie entuziasmat de faptul că au venit cu corabia și l-au căutat și au întrebat de el, a spus, știu de ce ați venit. Voi nu mă căutați pentru că ați văzut minunea, ale să determine în voi credință, care să vă ducă la faptul și adevărul ăsta că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și să credeți în mine, ci de fapt voi mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Asta e motivația pentru care voi veniți după mine. De aceea alergați după mine zi și noapte, că eu sunt unul care vă pot umplea stomacul. Și aș vrea să vă spun cu toată vehemența în seara asta. Evanghelia aceasta prosperității de multe ori ne bate în minte și în cap și mergem bezmetici după ea. Ascultați-mă. Și apoi o altă latură a ei. Dumnezeu trebuie neapărat să scoată orice boală din trupul meu. Cu vreo lună și jumătate de urmă am fost într-o casă de cultură unde un vormitor, cred că cel mai bine așa este să-l numesc, o oră și ceva a vorbit despre o singură frază. Boala n-are ce căuta în trupul tău, punct. Dumnezeu nu vrea să fie nicio boală în trupul tău, punct. Și tot cu punctul și cu boala a dat o oră. Și a zis, bă, dar omul ăsta ce Biblie are în mână? Ăsta din ce Biblie predică? Cu siguranță că boala nu este dorită în trupul nostru. Dar nicăieri în Biblie nu este legată mântuirea mea și veșnicia și împărăția de o vindecare totală și pentru totdeauna în trupul meu. Și dimpotrivă, Iisus Hristos a spus că în lume vom avea necazuri. Iisus Hristos l-a lăsat pe Pavel în suferință fizică, l-a lăsat pe Timotei în suferință fizică, mă lasă pe mine, te lasă pe tine, dar nu contează, pentru că noi nu ne-am legat de o împărăție care gestionează trupul acesta care e supus morții și putrezirii. Noi ne-am legat de o împărăție care gestionează Duhul și sufletul nostru care sunt veșnice și vrem să fim împreună cu Domnul în slavă și cu un trup nou și toată biserica să spunem amin și toată biserica să spunem amin. Voi mă căutați datorită că ați mâncat din pâini și v-ați săturat, că dacă nu vă săturați, cred că nici din motivul ăsta nu veneați. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu este legată de lumea materială, nu este determinată de lumea materială, nu este constrânsă de lumea materială, nu este condiționată de lumea materială. Iisus a vrut altceva. Duhul Sfânt vorbea până Apostolul Pavel și a spus, împărăția mea și împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Dar ce este? Este neprihănire, toată biserica spunem amin, este pace și este bucurie în Duhul Sfânt. Din toată inima trăiască Domnul. De ce e neprihănire? Pentru că împăratul, Domnul acestei împărății este neprenit, ieri, azi și în veci. Așa că împărăția lui Dumnezeu este caracterizată de neprihănire. Și în împărăția lui Dumnezeu vor intra doar oameni neprihăniți, care trăiesc și rămân neprihăniți până la capăt. Pentru că altfel, o mulțime de oameni cred că au pus mâna pe împărăție. Ei trăiesc după ureche. Ei trăiesc cum vor. Un celebru cântăreț care se spune că s-a pocăit în România, a vorbit nu de mult timp undeva și a spus, dar nu-i contează cum trăiești și cum aia, că doar era cu țigăroc în mână. Nu mai contează nimic. Împărăția e în inima mea. Eu sunt acolo, ea e în mine, eu sunt în ea și care e problema? Și următoarea seară a venit și a cântat la zilele orașului Becleanu. Și a zis lui primarul nostru, poate sper că nu te potignești și tu ca aia de aseară de la hotel care m-am întâlnit. M-am întâlnit cu niște pocăiți acolo, mi-a zis că nu merge așa. Și eu le-am spus că merge așa. Tu ce părere ai? Îi zic, treaba ta, eu zic primarul. Îi putea spune și altceva. Ascultați-mă, cred că intrăm într-o zonă extrem de periculoasă.
Împărăția lui Dumnezeu, și în Împărăția lui Dumnezeu nu intră oricine și nu trăiește fiecare cum vrea. În Împărăția lui Dumnezeu, cel care conduce împărăția este neprihănit și toți care îi aparțin lui sunt neprihăniți. Spuneți biserica din Mărăște, amin? Binecuvântat să fie Domnul în veci. Nimic întinat și spurcat nu va intra în ea. Afară sunt hoții, afară sunt mincinoșii, afară sunt fricoșii, afară sunt scârboșii, afară sunt bârfitorii, afară sunt invidioșii, afară sunt toți care trăiesc în păcate, înăuntru sunt oameni care au fost spălați de păcate și prin credința în sângele Domnului Iisus Hristos au fost declarați neprihăniți. Și spunem cu toată biserica, atinge-te de orice inimă și de orice minte. Aleluia! Amin! Altfel, în împărăție intră și aia care divorțează. Am divorțat și care-i problema? Dar ce, eu sunt primul? Nu ești primul. Dar ce crezi că sunt ultimul? Aș vrea să fiu ultimul. Nu vedeți cât de mult să lărgesc lucrurile? În această seară, Duhul lui Dumnezeu m-a mânat să predic cuvântul ăsta. Pentru că, la un moment dat, trăiesc cu impresia că am pus mâna pe împărăție și cine știe pe ce am pus mâna? Pe forme, pe idei, pe tata, pe mama, pe bunici. Mergem înainte într-o inerție, fără să ne dăm seama că, de fapt, noi am luat-o puțin pe lângă. Este Duhul lui Dumnezeu prezent aici în adunare și chemăm puterea crucii lui Hristos să ne sfințească, să sfințească bărbații, să sfințească femeile, familiile și copiii și tineretul, pentru că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Glorie Domnului! E drept nou de neprihănirea noastră personală, că ar fi vai de mari de noi, că unii când le duci în subiectul de neprihănire, deodată asta e frate Gabi, eu sunt ăla. De ce? Nu vezi că nu mai pot să respir de nasul ăsta de sus? Știu. Și există o neprihănire forțat. Nu postesc eu de 3 ori pe săptămână, nu dai o zeciuială, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca asta de lângă mine. Îți mulțumesc, Doamne, că sunt altfel. Nu de neprihănirea asta predic în seara asta. Neprihănirea de care vorbea Pavel în Romani, capitolul 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Pentru cei care cred în numele Domnului Iisus Hristos și peste cei care sunt în numele Domnului Iisus Hristos, fără plată. Și aceasta este neprihănirea pe care Iisus Hristos a câștigat-o la cruce pentru tine și pentru mine, pe care o iau, sunt îmbrăcați deodată instantaneu cu ea și apoi mă silesc toată viața să trăiesc după bunele valori ale Scripturii. Și spunem toată biserica, Doamne ajută-ne la asta. Vedeți în ce lume trăim? Minciunea nu-i problemă. Dincolo nu-i problemă, dincolo nu-i problemă. Și toți îs cu împărăția pe limbă. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, dar în schimb, atenție, dacă ai pus mâna și vrei să pui mâna pe ea în seara asta, de fapt trebuie să fii conștient că ați pus mâna pe ea, că să-i accepți condițiile care le pune Domnul împărăției, adică trebuie să fii un om neprihănit. Dacă asta vrei, vino, pentru că Iisus te binecuvântează. Slavă Domnului! Împărăția lui Dumnezeu este pace. Adică oamenii care stau și au pus mâna cu adevărat pe împărăția lui Dumnezeu, nu-i întreb, Doamnă, ești mântuită? Bă, ce-i cu omul ăsta de îmi pune întrebarea asta? Am crezut că mă întreb dacă sunt creștină. Asta spuneam, da. Nu eu te întreb dacă ești mântuită. Dacă mor peste o oră, peste două, te duci în cer. Spun, nu, domnule, nu mă lua așa. Pentru că asta Dumnezeu știe, preoții, liderii bisericii, păstori, nu sunt eu cu asta. Frații mei, cei care și prieteni dragi, cel care și persoana care a pus mâna pe împărăția lui Dumnezeu, această persoană este împăcată cu Dumnezeu, este în pace cu Dumnezeu. Și această persoană are libertatea în inimă și se declară prin credință fiica și fiul celui preanalt. Și Ioan a spus, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu și toată adunarea spunem, suntem! Amin! Pentru altfel cum? Este un paradox în România, în creștinism în general. Toți zicem rugă, hai să zicem rugăciunea domnească, spunem noi în biserici. În general să spune rugăciunea asta. Și începem, ne rugăm, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Și imediat facem o cerere grozavă, grozavă, care are legătură cu predica din seara asta. Care e asta? Vedeți, pâinea nu e prima cerere. Cum am răsunat noi Tatăl nostru, apropo de sunarea valorii? Invers am pus. Noi toată ziua, Doamne, dă-ne pâine, dă-ne pâine, dă-ne aia, dă-ne aia. Apropo, am fost în Dobrogea, într-un sat, și când am văzut cum trăiesc oamenii aia, m-a bucat o jenă și o rușine. Uite, așa, erau acolo în curte cu copilașii și cu picioarele acolo, niște pământ și niște noroi, îl mocirleau acolo cu niște paie, se învârteau așa roată unul după celălalt. Lângă ei erau niște forme care dădeau că facă rămiz. Mi-am adus aminte de Egipt și am văzut familii întregi care făceau mult auzitele cărămiz chirpicii din care să-și facă casă. Și noi nu știm cum să schimbăm frigiderul. E alb, nu se mai poartă alb. Trebuie să-l luăm gri, metalizat.
Astăzi suntem noi. Și zicem, Doamne, poți să-mi dai, uite-o-i acum. Și mă întreb, oare ce reprezintă Tatăl nostru pentru mine? Că eu sunt om care iubesc împărăția lui Dumnezeu și e o prioritate pentru mine, zic eu. Și spun, Tatăl meu și Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Dar știi ce îmi doresc cel mai mult să se întâmple, Doamne, peste 5 minute? Ce? Spune-ți ce urmează. Vie împărăția Ta, Doamne. Și atunci, Doamne, Domnule, Domnișoare, Flăcăule, frate, soră, cum la întrebarea dacă ești mântuit, ridici numele și nu știu, păi tu cerce, nu știu. Noi zicem, vie împărăția Ta și vei fi acolo, nu știu, dar pe atunci de ce o cer? Împărăția lui Dumnezeu este caracterizată de oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu prin cruce. El ne-a împăcat. Așa cum spune poetul ăla, Golgota este locul unde Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Prin sângele lui Iisus Hristos și prin crucea lui. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici în seara aceasta. Sunteți împăcați cu Dumnezeu? Ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin mine și prin noi în seara asta. Împăcați-vă cu Dumnezeu în seara asta. Știi de unde știi că ai pus una pe împărăție? Ai în sufletul tău o pace. Ai în sufletul tău o liniște. O liniște care seamănă cu liniștea lui David, care spune, Doamne, numai Tu îmi dai pace și liniște în aștenutul meu. Și când dimineața mă trezesc, sunt tot cu Tine, Doamne. Pentru că în fiecare zi l-a simțit pe Dumnezeu de partea Lui. Sunt în pace cu Dumnezeu. Și lucrul ăsta mă arată că eu am pus mâna pe împărăția care trebuie. Ești împăcată cu Dumnezeu în seara asta? Sunteți împăcați cu Dumnezeu tineri în seara asta? Sau ați copiat anumite forme de la părinți? Și mă duc la biserică că îmi place, și mă duc la biserică că e atmosferă, și mă duc la biserică că mai întâlnesc unul cu altul și e plăcut. Nu asta te întreb, dacă ai pus una pe programe savuroase. Nu te întreb dacă ai pus una pe predicatori care îți plac și numai pe ei asculți. Te întreb în această seară dacă ai pus una pe împărăția lui Dumnezeu în realitate, care este împăcare cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos și la ieșire pe ușile astea te poți declara o persoană în pace cu Dumnezeu. Dumnezeu din toată inima, prin Duhul Sfânt și Evanghelie să atingă mintea ta. Dar la fel de important este să stesești împăcarea asta cu Dumnezeu. Să nu fie un simț așa care trece prin tine. Am simțit ceva în seara asta. Tu simți multe. După aia, săna viitoare, nu mai simți, nu mai știi dacă ești sau nu. Unul din testele că suntem împăcați cu Dumnezeu pe vertical este că trăim în pace pe orizontală cu semenii noștri. Acum nu știu dacă se mă mai întrebe să ziceți amin. Că sunt o grămadă de oameni care v-au enervat și pe mine. Sunt o grămadă de oameni, te duci în biserică, uneori ai vrea să stai pe altă bancă. Eu sunt împăcat cu Dumnezeu și cu El, păi cu El treaba Lui. Nu e treaba ta. Că Iisus a spus, dacă tu te duci să duci dalul la altar și este o problemă cu cineva, ce să faci? Întoarce-te înapoi de la biserică, câți v-am toți vreodată? Și du-te și rezolvă problema și apoi vină și adu-l darul. Asta înseamnă că ești împăcat cu mine, pentru că ești împăcat cu semenul. Și asta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este în tine. Dacă tu dai din mână, spune, lasă-mă și ce, uite că e supărat. Bă, să fie supărat, de ce eu l-am supărat? Să moră supărat. Atenți! Întorc mașina în Beclean, într-o intersecție, dar nu era o problemă de a călca regulile. Am intrat pe stradă și am doar Becleanul unui Cluj. Și nu sunt semafoare în Beclean. Și am întors acolo și în spatele meu a venit un profesor Beclean, îl știu foarte bine. Și cred că și el mă știe pe mine, dar n-avem nicio legătură așa, adică să vorbim, să... Da, orașul mic, sunt convins că mă știe și cine e și ce fac. Eu știu că e profesor, ce face, nu mai știu. Dar... atunci când m-am uitat, el a intrat după mine și puțin i-a rămas spatele la mașină în șosea, dar șoseaua e lată, acum știți, în Beclean, că încă 4 mașini. Și pentru că m-a văzut la geam, m-a clansonat, cumplit. Eu m-am oprit, că am crezut că ce s-a întâmplat. Și când mă uim băgeam, din mimica lui mi-am dat seama câte înjurătură s-a lăbăzit spre mine. Da? Prima dată așa mi-a circulat sângele prin mine, cu viteză maximă. Am zis, mă trag pe dreapta și mă duc și vorbesc cu el. Păi profesor, totul e un intelectual. Mă spune, bă, de ce mă înjură? Cu ce am greșit? Bă, stai mă, omule! Venea măcar să fac gesturile astea că le face. Bă, ce ai? Dar așa a fost conjunctura că nu l-am făcut. Am intrat în șosea și m-am dus. M-am dus vreo 100 de metri, am intrat spre casă și de acolo, dinspre casă, tot îmi vine gândul ăsta. Mă întoarce-te înapoi, mă, și pune-l la punct. Adică discută cu el să vezi care e problema. Deodată a venit un gând în inima mea. Știam de unde vine. Primul, știam și ăla de unde vine.
Au venit adulea și zis, roagă-te pentru el. Am zis, Doamne, nu, asta nu vreau să aud. Roagă-te pentru el. Binecuvântează-l. Unde, Doamne, să-l binecuvântez, că eu nu mai pot de agitație aici. Unde să-l binecuvântez? Binecuvântează-l. Doamne, de ce să mă-l binecuvântez? Pentru că tu aparții unei alte lumi. Tu ai îmbrățișat alte valori. El are gunoaiele. El nu mă cunoaște. Tu mă știi. Și deodată a apărut Biblia așa în mintea mea și de-aia am zis că e greu de ales între. A apărut Biblia în fața mea și predica lui Iisus de pe munte. Binecuvântați pe cei ce vă blastă. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Am zis, Doamne, dă-mi putere. Cel mai greu a fost să încep să mă rog. Acolo eram singur în mașină și am zis, Doamne, te rog să-l binecuvântez pe domnul profesor. Doamne, te rog să ai milă de el, să-l mântuiești. Când mi-am dat drumul, a venit un pace și un univers extraordinar din mea. Am simțit că tot cerul a coborât în mașina mea. A fost cea mai frumoasă experiența mea, încât aproape îmi doresc în fiecare zi să mă înjure cineva. Numai pentru momentul ăla. Savuros, extraordinar. Nu mai eram eu, era Dumnezeu acolo. Știam că am depășit limita umană, a logicii umane și am intrat în lumea lui Dumnezeu prin credință și Dumnezeu trecea prin mine și mă simțeam în rai. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă reacții nesănătoase. Înseamnă valorile lui Dumnezeu care trebuie să intre în tine, să se manifeste prin tine în relații cu ceilalți. Pe ce ai pus mâna? Bă, când apare ăla, toți fugim. Pe ce împărăție am pus mâna? Nu știu. Duhul lui Dumnezeu este aici în seara asta și dacă ai nevoie de o trezire, de o eliberare, de o vindecare, de o reînnoire spirituală, de un moment în care să te întâlnești cu adevărat cu împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu să ți-l dă în seara asta. Aruncă-te pe el și apucă-l. Nu te gândi la mine. Azi e ziua ta. Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Dacă ai persoane care ești în conflict cu ele și stai liniștit pe bancă de ani de zile în biserică sau de luni de zile, săptămâni, nu-ți pas. Lasă vine el să-ți ceară iertare, că eu l-am început. Ascultă-mă. Ai o problemă cu împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu funcționează așa. Lumea funcționează așa. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția dragostei. Și toți care sunt în împărăția lui Dumnezeu sunt în dragoste și în pace. Stric cu toată inima mea și cu voi. Slavă Domnului! În al treilea rând, împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Și bine că o specificat Domnul prin Duhul Sfânt și prin Pavel asta, că noi tot felul de bucurie avem. Împărăția mea este bucurie în Duhul Sfânt. Uite că și fratele Dorel și dumneavoastră umblă mult. Mergi într-o biserică, încerci să predici. Nu-i cazul vostru aici, aș putea să predic până la 9. Sper să nu fac asta. Dar așa e de crispată biserica și de supărați frații. Și ea care cântă au așa o față foarte supărată. Și zic, bă, dar ce se întâmplă? E biserica Domnului și așa logica îmi spune că da. Mi-a plăcut de voi cum ați cântat, da? Foarte mult m-am uitat la fețele voastre și v-am văzut așa foarte zâmbăreți. Și asta a fost foarte frumos. Pentru că eu cred că trebuie să fim oamenii care să exprimăm ce este în noi. Și noi este bucuria că suntem mântuiți, că suntem fii și fiicele Dumnezeului Celui Preanalt. Una din caracteristicile împărăției lui Dumnezeu în noi este bucuria. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu se umple cu bucurie întreaga Biserică Mărăști. Într-o lume din ce în ce mai tristă și mai lipsită de viață, vedeți dumneavoastră ce triști sunt oamenii pe stradă? Foarte triști. Extrem de triști. Dar unde-s bucuroși? Și noi ar trebui să ridicăm, nu știu, deodată mâna sau încet. Aici, Doamne. Dar ne-e frică un pic, nu? Pentru că de foarte multe ori noi suntem foarte morocănoși și triști. Vă aduc aminte, așa ca o paranteză, că un călugăr și-a luat ucenicul și a zis, mâine, când ne trezim de dimineață, mergem la evanghelizare. Ucenicul sătul de chilia lui și acolo zis, bă, să ieși și odată în oraș, mai ales că vedem oameni și mergem la evanghelizare grozav. Și s-a dus în ziua următoare la evanghelizare. Și au pornit dimineața și au luat la pas orașul, cum ar fi Clujul, de la o parte la alta, tot aștepta momentul când să predici, el, ucenicul. Și să predic și eu, să fac o evanghelizare și aștepta momentul ăla culminant. Și au venit după masa, 3, 4, 5, 6, 7. Și nu a mai rezistat. E o jenă de maestrul lui să-l pună întrebări. Acolo era bun simț, azi spunea și fratele Dorel într-o discuție aici, că nu mai prea este, da? Și a zis, cum s-o fi, nu știu exact cum e termen și nu vreau să greșesc. Dar n-am evanghelizat pe nimeni azi. Când facem evanghelizarea? Se noptează. Și zice, toată ziua am evanghelizat. Dar când? Și a zis, fețele noastre, care strălucesc de lumina prezenței lui Dumnezeu, bucuria și liniștea de pe fețele noastre, a fost cea mai bună evanghelie azi pentru orașul ăsta.
Aici eu pot să strig, să cântăm, să ne rugăm, să plângem. Dar după ce am ieșit de aici, luni, sunt în șoameni cu capul plecat ca un pipirig, nu știu ce rost a avut tot adunarea noastră în seara asta. Mă rog lui Dumnezeu să fi pus mâna pe adevărata împărăție. Oamenii care au pus mâna pe adevărata împărăție, aceștia sunt plini de bucurie. Am văzut oameni bolnavi, am mers cu cina Domnului să vizităm, paralizat de 10 ani, sora Rodica. Și când mergeam la ea, înarmat, să o încurajez, să o întăresc, să-i spun, Domnul va fi cu tine. Și când, când ajungeam acolo, cea care ne încuraja pe noi era ea. Era cu Biblia, citea și frate Gabi, eu sunt bucuroasă, ne rugăm să te vindece Domnul la biserică. Nu-i nimic dacă nu mă vindecă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că până paralizia asta eu m-am pocăit la 38 de ani. Și eu iubesc pe Domnul până la cap. Dacă mă vindecă e foarte bine, dacă nu mă vindecă e la fel bine. Eu vreau să rămân lipită de Domnul, că a zis ea, cine știe dacă mă vindecă Domnul, dacă cumva nu iau aiurea și mă lăs de El. Așa rămân lipită de El până la cap. Păi nu mai aveam glas, nu mai aveam voce. Mă duceam acasă și mă uitam la picioarele mele și am zis, eu pot să umblu. Și de multe ori sunt încăpățânat și pot să omor și nervos și agitat. Și când mă sună cineva, băi, iar mă sună ăsta. Și după aia mi-aduc aminte de sora Rădică, de fața ei de înger. Dar iese în cărucior de ani de zile. Și mi-e rușine. Doamne, eu ce împărăție am pus mâna? Ce împărăție avem noi care tot timpul tot vociferăm? Ce faci? Stresat, lasă-mă în pace, stresat. Zeul care primește, spun des în ultima vreme, cea mai multă închinare nu-i Dumnezeu, este Dumnezeul și zeul numit stres. El e pomenit toată ziua. Când în schimb ar trebui să pomenim pe adevăratul Dumnezeu, să-L lăudăm zi și noapte și lauda Lui să fie totdeauna în gura noastră, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în orice vreme. Și sunt cu toată biserica, laudă Domnului pentru asta. Pe ce împărăție am pus noi mâna? Pe o împărăție de duminică seara pe care o abandonăm peste două ore când mergem și ne invită cluburile și anturajele și preteniile și cuvintele desacralizate și păgâne și păcătoase și deodată aici am fost în împărăție și după aia o lăsăm aici și plecăm acasă? Nu! Împărăția lui Dumnezeu trebuie să se vadă în mod special lunea și marța și Dumnezeu să binecuvânteze bisericile din, evanghelice din Cluj și Dumnezeu să lase împărăția Lui în orice inimă. Aleluia! Un al doilea lucru foarte important care vreau să-l spun, timpul zboară atât de repede, este că această împărăție lui Dumnezeu pe care suntem invitați să dăm năvală, să ne spargem capetele ei, să punem mâna pe ea, fără chemare, chiar nu o să fac chemare în seara asta, aș vrea să spun că nu este niciodată ceva legat de show, că asta este la modă și cuvântul ăsta azi și practicile azi. Și un fel de reclamă zgomotoasă. A venit împărăția lui Dumnezeu, a venit Domnul, uite, multă mișcare, mult freamăt, multă. Asta e lumea care se poartă, să creează evenimente și oamenii sunt flămânți după ele, o mulțime de anunțuri, televiziunile în competiție, toată lumea vrea să provoace cât mai multe show-uri, să atragă cât mai mulți oameni, cât mai multe reclame și uite, așa ne învârt de cap și noi mergem ca niște mormologi după ei. Împărăția lui Dumnezeu nu este spectacol pentru ochi. Nu. Niciodată Dumnezeu nu va face ceva care să fie așa un spectacol pentru priviri, încât oamenii șocați de ce văd, deodată să meargă fără nicio problemă după asta. Ascultați-mă. Iisus Hristos n-a făcut niciodată spectacol. Dimpotrivă, El când putea să-și facă reclamă prin minunile desăvârșite pe care le-a făcut, de fiecare dată a zis: să nu spuneți nimănui. Și când vreau să-L facă împărat, cum a fost și cu mulțirea pâinilor, dispăruse din mijlocul. Și El după aceea a zis: învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. El n-a avut spectacol. Întotdeauna s-a ferit de asta. Azi lumele religioase aici se învârt. Auzi, bă, dacă divertismentul merge așa grozav, de ce nu facem noi bisericile divertismentul ăsta? Rupem tot. Lumini, am văzut asta, fumuri, scene, concerte mari, bombastice. Unul sărea pe o dea înaltă așa, pe o țeavă lungă și de acolo striga: te iubesc, Iisuse! Și-și dădea drumul acolo. Am zis: Doamne, iubește-L totul să nu cadă de acolo. Unul venea cu bicicleta și cu o minge și spunea: Dumnezeu m-a ajutat să vin din Anglia ca să pot să fac spectacolul ăsta cu mingea. Alții se deau pe role. Și mă, de ce vă dați pe role? Evanghelizăm cu rolele. Ne dăm și cine câștigă, nu știu ce-i dăm. Păi dar de ce faceți? Vrem să atragem oamenii. Tot felul de minuni. Pot să intru și mai în detaliu. Cred că ar trebui să mă opresc aici, că pe urmă să am o discuție. Dar ce mă interesează?
Spectacol. Iisus a spus la o întrebare a unor farisei. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus, în loc să le răspunde la ce au întrebat, ei drept răspuns, Iisus le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească ce? Privirile. Nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo. Nu va fi așa. Azi toți hărțuim împărăția. Unde e împărăția? E la noi. Unde-i? În avon. Ia-i sub cheia noastră. Vrei? Trece în spatele meu. Te înscrii la noi. Unde e împărăția? În altarul nostru. O vrei? Intră la noi. Și toți hărțuim împărăția, spune, nu-i la noi. Unde la voi? La Roma. E la noi. Unde la voi? La Constantinopol. E la noi. Unde la voi? La Putna. Unde la voi? La Iași. Unde la voi? Dincolo. Unde la voi? Să bag și una de noastră. Nu știu. Toți o hărțuim din toate părțile. Și întrebăm, unde e împărăția? Și punctul 2 din predică este că împărăția lui Dumnezeu nu este legată de un loc geografic. Sacru în care să mergi, să intri și spui, da, am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Nici măcar clădirea asta nu este un loc în care dacă ai intrat, să-ți fie garantată că ai și pus mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Că poți să intri și să ieși aici și de aici să intri direct în iad. Nu vreau asta. Biserica asta și clădirea asta nu-i pentru Dumnezeu, e pentru noi, să putem să avem unde sta și să putem avea unde aduna, să nu ne ploaie și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Dar clădirea asta nu schimbă problema, cum nici o mănăstire și nici o clădire nu schimbă problema, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este legată de un loc geografic. Noi așa am vrea să credem. Atunci când suntem aici, suntem cu împărăția și când ne întoarcem aici, iar suntem cu împărăția și după aia suntem cu altă împărăție după. Iisus a schimbat și totuși a dat un loc în care există împărăția lui Dumnezeu. Vreți să-l aflați? Plecăm toți în pelerinaj acolo după biserică. Frații cu bani, autocare, mașini și toți din Cluj ne ducem zilele astea și acolo stăm în pelerinaj în locul ăsta. Ascultați! Nu se va zice uite aici sau uite de acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Succes cu autobuzul! Nu-i grozav? Nu-i minunat ce spune Biblia? Că împărăția lui Dumnezeu nu este gestionată de un preot, că nu este gestionată de un pastor, că nu este gestionată de un predicator, că nu este gestionată de o grupare. Împărăția lui Dumnezeu nu deține cineva monopolul. Ea spune, bă, la noi dacă vii, ți-o dăm. Împărăția lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu și când ea se fixează undeva, se fixează în inima unui om. Îți spun cu toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. E dacă ai împărăția, o ai în tine, dacă e în afară de tine, nu ai. Poți să fie la un milimetru de tine. Că Iisus îi spune la unul, bă, știi care e adevărul de tine? Care? Tu nu ești departe de împărăție, exact lângă ea, dar nici în ea nu ești. Adevărat vă spun că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru, în voi, dacă este. Și întreb în seara asta, este împărăția lui Dumnezeu în inima ta? De-aia a spus Iisus, mă, nu veniți să vă, eu pun împărăția între voi, dar nu veniți să vă plimbați ani de zile pe lângă ea aici. Eu vă spun, veniți să dați năvală și ce să faceți? Ce să facem? Să o tăm în ghiem așa, Doamne, am venit la biserică, vai frumoasă e împărăția ta, vai ce frumos ești, Doamne, vai ce bine ești, că sunt și cântări, cel mai frumos, cel mai asta, și Domnul spune, dar nu asta vreau să tot spuneți asta, eu vreau să puneți mâna pe ea, să o iei, să ți-o asumi, să ți-o aparțină, să intre în tine, în mintea ta, în orice coardă și a fi prei ființe tale și să iasă din tine ce este ea. Și spun din toată inima, glorie Domnului, să fiți convinși că nu va ieși avort, să fiți convinși că nu va ieși divorț, să fiți convinse că nu va ieși golănii, că nu va ieși nebunii, că nu va ieși păcat, ci va ieși ceea ce este împărăția. Adică sfințenie, neprienire, pace, bucurie în Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu care vreau să se reverse în orice inimă. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Știi când vin copilași și cântă în biserică, au o cântare și când întreb pe ei după ce termină, unde e Domnul Iisus? Și îi spun, în inima mea. Simplu. Dacă te întreb eu pe tine în seara asta, în numele Domnului, unde e Domnul Iisus? Poți să fii ca un copil atât de curat, de sigur pe tine să-i spui, Domnul este în inima mea. Că e cu preotul tău, foarte bine, așa ar trebui să fie. Că e cu păstorii, nici nu gândesc altfel. Că e cu coriștii, că e cu alții, că e cu mama, că e cu tata, grozav să fim preajma oamenilor care au în ei împărăția. Dar întrebarea este dacă împărăția este în dumneata. Dacă o ai, și Iisus a spus, dacă nu o ai, nu mai stai până săptămâna viitoare. Aruncă-te și pune mâna pe ea și du-te acasă cu ea. Și
Și eu zic, Domnul să te ajute. Și închei predica din seara asta, spunându-vă al treilea punct principal, că împărăția lui Dumnezeu nu este legată de declarații religioase și spirituale. Nu. E mult mai mult decât declarații. Și știți unde mă duc, nu? În Evanghelia după Matei, unde cuvântul Domnului spune la un moment dat un lucru clar și Iisus a avertizat într-un mod categoric în direcția asta și spuneam 7:21, nu oricine îmi zice, spuneți dumneavoastră mai departe, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Așa că deodată mă opresc aici la jumătatea acestui verset și vă aduc aminte că doar știm destul de bine că declarațiile religioase și spirituale nu ajung pentru dumneata și pentru noi și pentru voi ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Noi putem să spunem, Doamne, te iubesc, Doamne, mi-e drag de tine, Doamne, Doamne, Doamne! Și spunem, da, e bine! Și Dumnezeu ce să facă? Păi sunt o mulțime care nu zic asta, măcar bine că voi ziceți asta. Iisus niciodată nu va lăsa standardul mai jos. Ceea ce mă sperie este versetul următor, 22. Haideți să-l afișăm. Și Doamne, cred că aici puțini ori da greș cu declarații. Spune nu. Mulți vor merge pe varianta asta. Și la final, mulți îmi vor zice în ziua aceea ce vor zice. Ce au spus o viață întreagă? Ce au spus? Doamne, Doamne, atât. Spune, noi totdeauna, Doamne Dumnezeule, am folosit cheia asta. Noi am mers și am zis, Doamne, Doamne, de pasă, te iubim, suntem în regulă, suntem creștini, credem, mergem, avem sentimentele religioase, declarații și așa mai departe. Asta a fost cheia care noi am învârtit-o. Asta am crezut noi că e creștinism. Asta am crezut noi că înseamnă cer și rai. Să vorbim despre tine, să tot dăm din gură tot timpul, atât am crezut. N-am crezut că are legătură și cu inima. Păi dumneavoastră, stimate soții, ați fiți mulțumite să aveți lângă dumneavoastră un soț care să vă facă declarații că sunteți cea mai frumoasă zână de pe pământ, cea mai frumoasă femeie, cea mai frumoasă ființă și inima lui să fie la alta? V-ar place? Nu, toate dați din cap, nu. Pentru că declarația are nevoie de o acoperire și acoperirea trebuie să fie inima. Și dacă inima este cu adevărat predată și dăruită unei ființe, atunci declarațiile au sens și valoare și profunzime. Altfel, sunt lucruri care n-au nicio valoare și merită aruncate la gunoi. În această seară, Iisus ne avertizează, spune, nu puțini vor fi înșelați în punctul ăsta în ce privește împărăția. Mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și vor avea o problemă cu intrarea. Doamne, prezintă Iisus în Evanghelia după Luca la final. N-ai fost în ulițele noastre și ai predicat Evanghelia? Nu te-am auzit noi pe tine la evanghelizare? N-am mers noi la evanghelizare, n-am fost noi în biserici, n-am mers noi la Paști, la Crăciun, nu ne-a păsat nouă de post, n-am făcut noi multe lucruri spirituale, dar Domnul le va spune atunci, plecați toți care lucrați fără de legea, căci eu niciodată nu v-am cunoscut. Că cea care îl determină pe Hristos să ne recunoască, să ne accepte ca fi și fiice, nu este declarația pe care eu o fac. Nu este strigătul meu, deși eu am o tonalitate ridicată. Ceea ce îl impresionează pe Domnul, nu asta, în primul rând. În primul rând pe Domnul îl impresionează dacă în inimile noastre îl iubim cu toată ființa noastră și vrem să-L urmăm cu toată ființa noastră. Din toată inima Dumnezeu să ne ajute. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce să fac, Doamne? Ci cel, să afișeze versetul 21 încă o dată, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! De unde știu eu în a treia rând că am pus mâna pe împărăția adevărată și reală și nu sunt un om înșelat și o femeie înșelată și un tânăr și o tânără înșelată? Pentru că perspectiva pentru mine zilnică, dorința mea zilnică, focusul meu zilnic, pasiunea mea zilnică, atenția mea sporită este ca în fiecare zi eu să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Și Apostolul Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 5, fie că suntem departe de casă, fie că suntem aproape, de aceea noi suntem și suntem pregătiți în fiecare zi și ne dăm toate silințele. Pentru că știm că într-o zi ne vom înfățișa înaintea Lui. De aceea și noi ne dăm toate silințele. Toate silințele. De aceea și noi ne silim să-i fim plăcuți Lui. Adică să-i fac voia lui Dumnezeu.
este preocuparea mea în fiecare zi. Preocuparea voastră care este în fiecare zi? Ce voie facem? Ce voie ne interesează? Pe cine întrebăm în fiecare zi? Doamne, ce vrei Tu să fac eu astăzi? Și câți dintre noi pornim săptămâni întregi și nu întrebăm niciodată pe Domnul ce-ar vrea El să facem luni, marți, miercuri? Ce plan are El cu viața mea, cu copiii mei, cu familia mea? Care este ținta lui Dumnezeu pentru ziua asta? Ce vrea Dumnezeu cu mine? Voia Lui ne interesează? Închei aducându-vă aminte în punctul ăsta. Vin ucenicii la Domnul Iisus Hristos, este un moment foarte, într-un fel încălcit așa prin logica și rațiunea umană. Spune, învățătorule, mama ta și frații tăi te caută. Și Domnul, mă așteptam, bine, să mă aștepte, că termin predica și vin. El se întoarce și pune o întrebare la afirmația, spune, dar cine este mama mea și frații mei? Și eu sar și răspund, Maria și ceilalți. Și el spune, atenție, mama mea și frații mei sunt cei care fac voia tatălui meu care este în ceruri. Aceia sunt mama, tata și frații mei. Și îi spun, Doamne, ai milă de noi care suntem în această seară. Ai milă de noi care suntem în această seară. Ce legătură avem noi cu Domnul? Cine suntem noi în raport cu El? Vine și spune noi, Doamne, a venit Gabi Zăgrean. Dar cine e Gabi Zăgrean? Păi copilul tău, copilul meu este nu o persoană cu un nume, nu asta mă interesează. Păi ei sunt penticostalii, favoriții tăi, nu asta mă interesează. Favoriții mei, cei cu care eu relaționez, sunt cei care sunt interesați de voia mea în fiecare zi din viața lor și fac voia Tatălui meu care este în ceruri, iar voia Tatălui este scrisă în această carte pe care o proclam aici în Mărești, în Cluj, și mă rog din toată inima Dumnezeu să o ajute să o trăim în fiecare zi în viețile noastre. Spunem toată biserica, amin? Spunem toată biserica, amin? De la Ioan Botezătorul și până acum în seara asta în Mărești, împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvala. Și cei care dau năvală, pun mâna pe ea. Închei predica sub, de fapt, titlul ei, care l-am vrut să rămână la urmă. Cu ce te întorci acasă? Și eu vreau să spun în dreptul meu, cerul e în inima mea. Cerul e în inima mea. Nu pentru că sunt cineva, ci pentru că Dumnezeu a avut milă de mine și m-a ajutat printr-un act de voință care tot El mi l-a dat să pun mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Și sunt fericit pentru asta și simt că am în inima mea cea mai mare comoară. Cea mai mare valoare din univers este împărăția lui Dumnezeu. Totul va trece, împărăția lui Dumnezeu va rămâne. Fiindcă ați primit o împărăție care nu se poate clătina, arătați-vă mulțumitori. Glorie Domnului! America s-a clătinat. Lumea se clătină. Toate împărăției se clătină. Cele mai perfecte sisteme economice se clătină. Cele mai lustruite sisteme religioase s-au prăbușit. Totul este într-o continuă clătinare. Iisus și împărăția Lui rămâne în picioare. Și ne rugăm să se lărgească în orice inimă în seara asta. Și ne rugăm să nu plecăm acasă cu sentimente profunde religioase, ci să plecăm acasă cu o trăire a lui Dumnezeu și a împărăției Lui în noi. Și fie să se vadă asta după biserică, unde veți ajunge, să se vadă asta după biserică, unde voi ajunge, să se vadă asta mâine, să fiți convinși că mâine veți fi testați. Și când veți fi testați, aduceți-vă aminte că voi aveți în inimă împărăția. În rest, nu vă preocupați de cele pe care sunt material pentru molie și rugină. Lăsați-le la molii, că doar ele iubesc lucrurile astea, molile. Noi, în schimb, nu suntem molii și nici ne ruginiți. Noi suntem fiii împărăției. Și Dumnezeu să ne ajute să fim și să rămânem așa până la capăt. Amin.